Ne simțim foarte, foarte bine aici alături de voi. Dar acum o să devenim un pic serios, un pic. Nu foarte bine. Dar chiar e nevoie de treaba asta și sper să nu rămână fără o emoție așa în sufletul vostru, ceea ce vreau să vă spun acum. În România există zeci de mii de copii care iarna merg la școală cu încălțăminte stricată sau învechită sau total nepotrivită cu temperaturile de afară. Și noi putem să punem capăt acestei povești triste. De peste 10 ani colaborăm cu Fundația World Vision România. Ei au lansat acum un program, se numește simplu Merg Desculți. Și ideea este în felul următor. Să vă filmați, e o provocare, să vă filmați mergând desculți, fie la cumpărături, fie la o întâlnire, fie la orice activitate la care, în mod normal, îți filmezi încălțați. Să postați această filmare cu hashtag Merg Desculți și să provocați și prietenii voștri să facă același lucru. În plus, și foarte important, există un număr de SMS 8849. Printr-un simplu SMS puteți să donați 4 euro și eu voi face chestia asta chiar acum. Dacă cineva vrea să-mi urmeze exemplu, e binevenit. Dacă nu, la fel. Ideea este că noi vom lansa provocarea asta aici și nu numai vom, ci și altora. Deci e simplu. SMS 9. 8849. SMS. Voi veți putea urmări pe site-ul fundației bani care se strâng și cât reprezintă acești bani în încălțăminte pentru acești copii. Și, în plus, voi lansa provocarea unor colegi de preață, unora care au copii și înțeleg mai bine aceste filme, unora cărora eu sunt o selecție. Unul este Tudor Chirilă, îl provoc să facă treaba asta, pentru că e tată și știe și știu că e implicat în orice înseamnă acțiuni de genul acesta și vreau să aleg și o fată, de fapt o mamă, și o să o aleg pe Andra. Deci le-am lansat provocarea. Iar el, voi încerca să văd cum e meseria mea, să fiu descurs, iar pentru acești copii. Și o să cânt și o piesă care se numește De la capăt. Cânte de-ar fi viața mea, vese tristă n-aș cânta, nu aș vrea ca nicio nou. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Mulțumim foarte, foarte mult!